Bună ziua și bine v-am regăsit la Miezul Problemei, o nouă ediție aici la Național TV. O să discutăm astăzi un subiect important pentru noi românii, pentru țara noastră, un subiect pe care, așa cum știți voi, cei care priviți emisiunea noastră în mod curent, l-am mai abordat. O să vorbim despre românii din afara țării, o să vorbim despre diaspora, alături de invitații noștri. În platoul emisiunii, domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bine ați venit în Miezul Problemei. Bine v-am găsit, bună ziua, vă mulțumim pentru invitație, venim cu plăcere de fiecare dată când discutăm despre acest subiect sensibil, românii din afara granițelor. Mulțumim pentru prezență și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent al emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am găsit. De asemenea, bună ziua, domnule profesor. România a văzut niște campanii electorale în ultimii ani, da? Și am văzut cât focus, cât atenție a existat pe ideea asta de români din afara țării care votează. De multe ori, mulți dintre români, pentru că vedeți aici un fenomen foarte interesant, sunt români milioane în afara țării, care au și rude în țară, evident, în mod natural. Și atunci, de multe ori s-a pus problema, domnule, statul român, politicienii în general, clasa politică, este interesată de problemele diasporei în perioade electorale, după care se așterne un fel de liniște, așa. Aveți această senzație, domnule profesor? Păi, am mai multe senzații. Clasa politică e interesată și de creșterea pensiilor în campanie electorală și de creșterea salariilor și de lupta împotriva creșterii prețurilor la energie. Dar după asta, sigur, lucrurile intră într-o normalitate, adică se uită și se discută zi cu zi ce apare așa și lucruri de-astea de conjunctură. Da, tema e foarte importantă. E foarte importantă. El ar trebui să intre mai multă seriozitate în activitatea politică a celor care ne conduc astăzi, pentru că riscă să fie așa un fel de paspartu când e nevoie să discute de la suflet la suflet, cum zici. Știți, se discută foarte, foarte poetic. Adică noi nu avem pensionari, noi avem părinții și bunicii noștri. Adică patetic așa, dar până la urmă problema este foarte simplă. Avem în țară în afara țării foarte mulți români, au plecat pentru că au avut niște motive foarte serioase. Trebuie să recunoaștem că România nu le-a oferit la mai multe generații din 1990 până în prezent, generații de an de an, nu generații de 50 de ani, posibilitatea de realizare și de ridicare a nivelului de trai în condițiile în care suntem încă departe de media europeană. Astăzi a apărut o cifră care arată că, conform Eurostatului, românii sunt cei mai săraci europeni. Deci, asta este. În momentul în care tineri care absolvă facultatea sunt lăsați pe drumuri și sunt angajați în posturi importante, oameni care n-au nicio pregătire, dar și nicio legătură au cu domeniile politic. Da, exact. Însă două lucruri sunt importante pentru mine. În primul rând, cred că nu trebuie să ne facem iluzii și să bănuim că se vor întoarce în țară un număr important de români. Nu s-a întâmplat asta în marile migrații de după al doilea război mondial și nu cred că va fi nici în România. Al doilea lucru, că avem un beneficiu foarte important, pentru că, deși au mai scăzut, sumele care vin în România de la românii din exterior sunt mari. Absolut, absolut. Iar al treilea lucru este că ar trebui ca clasa politică românească să înțeleagă că, sigur, nu e deloc plăcut să-ți pierzi populația, dar același timp este un avantaj. Să ai în afara țării un număr important de români, un avantaj în sensul în care poți să lucrezi cu acest român în direcția promovării țării. Asta cu o condiție, să știi să folosești acel avantaj, domnule. E important să știi ca stat să folosești acest avantaj. Așa cum alții au folosit. Da, exact. Așa cum alții au folosit. Este experiența pe care literatura de specialitate o tot promovează, este experiența Turciei care a reușit să-și promoveze migrația. Domnule secretar de stat, dumneavoastră aveți aceeași senzație că, nu știu, clasa politică de la București a pleacă privirea spre diaspora în perioadele electorale, după care, gata, lucrurile se liniștesc și problemele cu care se confruntă acești oameni, am spus deja, număr de milioane sunt uitate câteodată, nu știu, sau poate puse pe plan secund. Da. Sunteți și, înainte de toate, trebuie să spunem că sunteți și un român care a plecat în urmă cu aproape 30 de ani din România. 30 Locuiți de ani. În Franța, antreprenor. Cunoașteți toate problemele diasporei, să spunem așa. Din păcate, aș spune, domn profesor are dreptate.
Are dreptate că ne interesează românii din afara granițelor mai mult atunci când avem nevoie de dumnealor la vot. Dar sunt mai optimist decât domn profesor și cred că se mai pot întoarce românii acasă datorită faptului că avem țări în care românii trăiesc și aș putea cita Italia, Spania deja, unde avem peste 1 milion de români în fiecare dintre cele două țări. Sunt comunități foarte mari, da. Care nici nu încasează cu mult mai mult decât în România și nici nu trăiesc mai bine decât în România. Și asta cu siguranță vă spun acest lucru pentru că l-am investigat. Sigur că statul român are mult de lucru în acest sens și trebuie să aibă deschiderea necesară vis-a-vis de românul din afara granițelor, în primul și în primul rând pentru că este cel mai de bun preț pe care îl are statul. Este românul. Om. Și dacă nu ne aplicăm serios asupra acestui subiect, am ratat totul. Știți, e un fenomen despre care noi am discutat înainte de a intra în platoul emisiunii de astăzi. E prima dată în istorie când s-au născut mai mulți copii români în afara granițelor decât în interior. Se naște o nouă Românie, dar nu în interiorul granițelor statului român, ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă. Asta apropo de cât de mult investește statul român în protejarea propriilor cetățeni aflați în alte țări, cât de mult este interesat statul de nevoile și problemele pe care le au acolo, cât de mult se ocupă statul de reprezentare a acestor comunități, pentru că în momentul în care spui 1 milion în Franța, 1 milion în Spania, 1 milion în Italia, deja vorbim de Germania, Marea Britanie și așa mai departe, se adună niște milioane, păi sunt state care n-au atâta populație cât avem noi prin lume. Mai punem și Statele Unite de acolo, să zicem că e o comunitate veche. Sunt români plecați în urmă cu 10 și 10 de ani. Care s-au stabilit acolo. Și aici aveți mare dreptate pentru că noi avem un organism care se numește DRI, Departamentul Relații Interetnice, adică unde avem reprezentanți în Parlamentul României a fiecărui națiune care are cetățeni în țară la noi. Lucru care nu se întâmplă cu românii în afara granițelor. Și noi numărăm în numai puțin de 5 țări mai mult sau mai puțin de 1 milion de români. Deci, revin asupra acestei chestiuni. Copilul care se naște din familie de români în Italia, ce este? Cetățean român sau italian? Pentru că, vedeți, țara are, la nivel statistic, o problemă demografică. Este cetățean italian dacă se naște din părinți care au cetățenie italiană. Dacă așa. Părinții au cetățenie română, este cetățean român. Am înțeles. Și consulatul României în țara respectivă, cazul Italia, îl înscrie în... Da. Haideți să vedem. Numărul românilor din afara granițelor. Ce programe există în momentul de față, de exemplu, la departamentul pe care îl gestionați pentru românii de pretutindeni, pentru a rezolva măcar parte din aceste probleme cu care deci, se confruntă noi oamenii? În acest an, în 2022, am făcut prioritate din educație, dacă vreți așa, din promovarea și învățarea limbii române în afara granițelor, școli de sâmbătă, duminică, pentru că, din păcate, România nu are școli românești în afara granițelor decât în comunitățile istorice unde avem școli românești susținute de statul unde trăiesc românii. Da. În acest an am reușit și noi să implementăm un program de grant prin care sprijinim școlile românești din jurul granițelor prin utilitarea, dacă vreți, unei săli de clase cu predare în limba română, chiar dacă școala nu este integrală în limba română. Școlile unde se predă limba română, noi finanțăm... Ce înseamnă în jurul granițelor? Adică în țările vecine, nu? România. Ucraina, așa. Serbia, Ungaria... Cum e legislația din aceste țări cu...
cu predarea în limba română? Aici e un subiect delicat. Este un subiect delicat, dar să știți că avem școli în limba română peste tot în cele trei țări de care am adus aminte. Ucraina, avem în jur de 70-76 de școli cu predare în limba română. De ce spun în jur? Pentru că sunt școli care au doar o clasă în limba română sau predau doar română. Și alte materii se predau în limba ucraineană, cazul Ucrainei sau a Serbiei, la fel. Nu este îngrădit dreptul de a învăța limba română în jurul granițelor. Nu este suficient susținut din partea autorităților unde trăiesc românii. E interesant ce spuneți. Deci aceste țări, vecine și prietene, n-ar avea împotrivă, nu? Nu. Nimic împotrivă să, nu. Să fie, existe mai multe... Se pot ameliora aceste lucruri serios, pentru că trebuie să venim și noi cu sprijin statul român și ei nu îngrădesc, din contră, chiar sprijină, probabil nu suficient. Da. Domnule profesor, apropo de discuția asta, România multă vreme a fost dată drept exemplu la nivel european de cât de prietenoasă este, nu, din acest punct de vedere. Avem, nu știu, și maghiari și alte naționalități care, să spun, nu se pot plânge din punctul ăsta de vedere al faptului că statul român nu respectă drepturile, că n-ar permite predarea în limba maternă și așa mai departe. De ce credeți că statul român nu face mai mult lobby internațional, să-l numim așa, pentru a sprijini comunitățile din jurul granițelor să aibă parte de aceste drepturi la același nivel? Pentru că, așa cum spune domnul secretar de stat, pare că ne stă la îndemână. Adică ar trebui să finanțăm mai mult, să ne preocupe, nu să așteptăm ca acele țări să facă lucrul ăsta. Deci noi am mai discutat problema asta cu personalități care se străduie să aibă o poziție cât se poate de favorabilă, reîntoarce în România a unor... Absolut. Români care și-ar găsi aici o realizare mai bună decât în țările în care sunt acum. E prima oară însă, și asta este o mare oportunitate, și mulțumesc domnului ministru pentru asta, că avem ocazia să discutăm cu oficialitățile statului român. Să lămurim anumite lucruri. Pe exemplu, dumneavoastră spuneți că problema cu școlile. Dar nu la asta mă refeream eu. Școlile sunt în țările în care noi avem populație românească, dar de cetățenie străină. Nu? În Ucraina, da. Sunt români. Sunt cetățeni ucraineni de origine română. Asta e altceva. Eu mă refer la cei care au plecat, milioanele astea care au plecat în Italia, în Franța, în Germania. Acolo ar trebui să existe o activitate foarte serioasă pentru menținerea legăturii cu țara prin anumite chestiuni care sunt mai simple, culturale, tradiționale, sigur că politice. Spirituale. Bun. În condițiile astea, eu vă întreb, ce ne lipsește nouă? Ne lipsește partea financiară, nu avem bani să facem acolo niște organizații, niște fundații, niște școli chiar? Sau pur și simplu statul român nu are capacitatea să negocieze cu respectivele state pe baza unor acorduri sau unor înțelegeri, nu? Pentru că probabil trebuie și acordul țării respective. Pentru că așa ce văd eu... Eu am avut ocazia să lucrez mulți ani în străinătate, într-o perioadă în care nu era așa mare migrația românească. Am fost în Elveția o perioadă de vreo 10 ani, după asta am fost parlamentar european, vreo 4 ani de zile am tot făcut naveta asta. Și am văzut un lucru, că dacă sunt niște elemente care lucrează într-un fel pentru menținerea acestui, hai să zicem românism, nu e termenul corect, dar așa îl folosesc acum, este biserica, care are o activitate... Primul ambasador este caz, biserica. Mai este. Mult sau mai puțin, dar oricum are această activitate. Și într-o anumită perioadă era Institutul Cultural Român. Acum ce observ? Institutul Cultural Român s-a extrapolitizat. Avem niște reprezentanți care nu au nimic de a face cu ceea ce înseamnă munca pe un institut cultural în străinătate. Și lucrul ăsta și din dezbatere în Parlament. Când au fost la discuții în Parlament, oameni care au plecat la posturi și care nu aveau nimic de a face cu cei acolo, dar au fost aprobați politic, mă rog. Pe de altă parte, există din ceea ce vorbesc acești oameni, și am văzut un interviu acum de curând a unui director de centru, se plâng de lipsa de fonduri.
Ce se întâmplă până la urmă? Există acum, în momentul ăsta când se creează bugetul, există din partea departamentului dumneavoastră posibilitatea, nu zic dorința sigur o aveți, posibilitatea de a influența bugetul ca să acorde mai mult aceste activități? Deocamdată este 0,02. Ați atins un subiect sensibil. Noi în acest an, 2022, am primit la rectificare bugetară de 4 ori bugetul pe care îl avea departamentul la proiecte. Suma este oricum mică. Mică, este foarte mică, într-adevăr. Aveam 13 milioane, am primit 51 la rectificare. De euro sau de lei? De lei. E puțin. E foarte puțin. Și acum aș dori să vă spun că Departamentul Românilor de Pretutindeni în acest an, 2022, sprijină aproximativ 500 de organizații non-guvernamentale, mediu asociativ, biserici, din afara granițelor, cu proiecte și granturi nerambursabile în vederea promovării culturii, educației, spiritualității românești în afara granițelor. Lucru lăudabil, aș spune, și mulțumim guvernului de această dată pentru că chiar s-au făcut ceva eforturi. Pentru anul viitor, e de vreme să discutăm de buget, noi am făcut cerere de buget pentru aprobare, am trimis-o spre aprobare și sperăm să avem sprijinul acestei coaliții de guvernare, pentru că coaliția de guvernare va decide bugetul, așa se întâmplă, și sperăm din suflet să avem sprijinul coaliției de guvernare și cred că îl vom avea. Știți, mai avem o lună și puțin până la Ziua Națională și iar o să auzim discursuri cu românii din interiorul țării, românii din afara țării. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nici nu sunt românii în interiorul țării și în afara țării. Sunt români. Așa ar trebui gândit. Așa ar trebui să gândim, așa ar trebui să fim. Dacă tot discutăm de bani, 2021, românii din afara granițelor, oficial, prin bănci, au trimis în România 5 miliarde de euro. Asta în an de pandemie. Oficial. Asta în an de pandemie. Deci, prin bănci. Prin bănci. Da. Dacă ne raportăm procentual, aritmetic, la aceste sume, cu reîntoarcerea unor sume spre românii din afara granițelor, cred că, așa cum ați... Suma alocată e ridicolă prin comparație. Este ridicol, așa este. Da. Și asta prin bănci, făcea bine precizarea, domn profesor, pentru că știm că românii au și alte modalități. Să știți că sunt mai mare de 5, da. Pentru că se mai trimit bani și așa, direct. Da, exact, bineînțeles. Exact. Nu, vorbeam strict prin bănci, adică vorbim de sume oficiale care... Da. Prin bănci. Deschidere totală. Noi am încercat să și încercăm și continuăm acest proces de dialog cu români din afara granițelor, pentru că este primul pas spre a ne apropia. Lucru care a lipsit cu desăvârșire din punctul meu de vedere, din partea statului român, dialogul cu românii din afara granițelor. Înainte de a fi un oficial al statului român noastră, român în Franța, stabilit, ați simțit această lipsă de dialog? Da. Da? Așa este. Noi, astăzi, dacă vreți, cu mediul asociativ din Ucraina, avem o întâlnire online prin Zoom o dată pe săptămână. Cu mediul asociativ din toată lumea, o dată la 2 săptămâni. Da. Interesantă comparația pe care o faceți. Ce înseamnă mediul asociativ? Mediul asociativ înseamnă tot ce este non-guvernamental. Adică biserică, asociații care se ocupă de sprijinirea comunităților românești, care se ocupă cu predarea limbii române, care se ocupă cu păstrarea identității românești. Și există o reprezentantă care are legătura cu dumneavoastră sau la fiecare discuție altcineva? Repetați, vă rog. Zic, aveți la 2 săptămâni întâlnire, nu? Da. Este cineva oficial care vorbește cu dumneavoastră? Președinții de asociații în general. Da. Și avem și consul care intră în Zoom și ambasadori și reprezentanții comunităților românești, în general. Facem așa, mergem în pauză. Am întors în miezul problemei alături de dumneavoastră, așa cum știți dacă ați urmărit emisiunea noastră, ediția de astăzi de la început, vorbim despre diaspora și despre felul în care statul român păstrează legătura cu
românii din afara granițelor. Alături de noi se află domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent al emisiunii noastre. Domnule profesor, dumneavoastră ați mai vorbit în ediția anterioare, și recente, dar și în urmă cu câțiva ani de zile, despre impactul economic al banilor trimiși de românii din afara țării. Care sunt cifrele? Cât de mari sunt cifrele? Sau... Au fost perioade când cifrele au fost foarte mari, s-a apropiat de 8-9 miliarde, unii spun chiar 11, n-am găsit oficial, dar până așa, acum a mai scăzut, dar oricum e important. Cât spunea domnul ministru? 4 sau 5 miliarde, nu? 5 miliarde, 5 miliarde. Prin bănci. Oficial. 2021. Mai mult, probabil, cu 20%, cam așa se estimează, prin circuitul direct, informal al banilor. Are o importanță foarte mare. Și de ce? Pentru că acești bani sunt trimiși la familii. Familiile au un plus de venit pe care statul român nu poate să-l asigure. Deci cei care au rude în străinătate, în mod teoretic, trăiesc mai bine decât cei care nu au rude în străinătate. Bătrânii, în principal. A fost o perioadă în care, exista un domn ministru aici în țară care avea această idee, care vrea să impoziteze pe cei din diaspora, sau pentru că spunea, domnule, oamenii ăștia tineri pleacă în străinătate, nu plătesc nimic pentru pensii, iar aici în țară bătrânii lor iau pensii de la statul român. Alții spuneau, dumne, trimitem afară atâția oameni să ne plătească francezii sau nemții cheltuielile de pregătire a acestor oameni. Lucrurile astea sunt aiuristice pentru că noi trăim în Europa liberă a circulației. Și nu ai voie să îngrădești omului dreptul la muncă. De altă parte, discutând foarte cinstit, banii care ne trimit în țară românii de afară acoperă toate aceste cheltuieli, ba, din contră, contribuie, așa cum spuneam, la ridicarea standardului de viață al rudelor, forțează consumul, pentru că într-o anumită perioadă s-au cheltuit foarte mulți din banii veniți pentru construcții, s-au construit case noi, s-au modernizat. Alții trimit pentru dezvoltarea unor mici afaceri la rudele care sunt, mai ales în agricultură, fermieri care au niște dezvoltări în domenii pe care noi nu le popularizăm, dar care sunt foarte importante, pentru că ei vin cu o experiență. De exemplu, în România a început să fie un competitor al Poloniei la fructele de pădure în seră. Nu am fost în categoria asta. Românii care au venit au pus în funcțiune lucrul ăsta și mai sunt și alte domenii. Deci e un beneficiu, în mod clar. Acum, problema care se pune din punctul meu de vedere este dacă s-ar putea cumva organiza acest circuit al banilor. În ce sens? În sensul în care România ar putea să înființeze un oficiu de tip bancar, spre exemplu, în care acești oameni să depună bani, iar fondurile obținute să fie folosite pentru dezvoltare în interesul unor programe pe care ei îl doresc, ca la întoarcerea în țară să aibă o anumită posibilitate sau să-și ajute rudele din țară. Circuitul ăsta al banilor care și este așa de la om la om e important, dar nu este focusat. Cu suspiciunea tipic românească ce facem, domnul profesor? Că ea există. Noi între noi, de multe ori, nu avem încredere. Nu, dacă pui niște bani într-un loc... Deci, România a avut în ultimii 30 de ani niște experiențe neplăcute care au tăiat încrederea în niște lucruri extrem de importante dacă funcționau bine. Gândiți-vă la fondurile acelea, FNI-ul și nu știu mai cum, care au fost niște țepe extraordinare. Încrederea în astfel de fonduri s-a pierdut. Iar acum avem un fenomen care ar trebui să fie repede pus la punct, pentru că altfel vom avea probleme și anume să pierde încrederea în fondurile private de pensii. Absolut. E un subiect destul de amplu. Domnule Cârciu, îmi spuneați asta apropo și are legătură cu discuția și cu răspunsul domnului profesor. Îmi spuneați că există români, mulți, în afara țării, care acum, în 2022, octombrie, câștigă mai prost acolo decât ar câștiga în țară. Așa este. Adică spuneați că de multe ori se lucrează la negru, asta bine, nu e o noutate, dar că în anumite domenii salariile care există acum în România sunt chiar mai mari decât salariile plătite în... Agricultura, că tot vorbeam de agricultură. Agricultura în Italia, Spania, un român câștigă între 700 și 900 de euro. Ori astăzi, la negru, mai mult la negru, din păcate, în România, pentru că n-am reușit să rânduim aceste lucruri, să le reglementăm, și, așa, se câștigă, sigur, tot pe perioade,
tot aceeași sumă, 7-900 de euro, pentru că nu mai găsim om fără 150-200 de lei pe zi. Și atunci ce credeți că determină pe acești oameni să rămână acolo, deși, iată, lucrurile s-au schimbat obișnuința, din păcate, de această dată este a doua natură, din păcate de această dată. Adică s-au obișnuit acolo, lipsă dialogul autorităților din România cu românii din afara granițelor, și putem continua. Aici lipsa încredere pe care românul, probabil, așa cum spunea domnul profesor, a pierdut-o în instituțiile statului. Ar putea fi o explicație și faptul că nu leafa e pe primul loc în mintea acestor oameni care au plecat afară? Nu, pentru leafa că este pe primul. Este vorba despre, și despre un context general al societății în care existi, nu? Noi, migrația românească pe care o avem astăzi în afara granițelor și cu precădere în comunitatea europeană... A plecat de la ideea de câștig. A plecat economic. Da. Deci plecând economic, e clar, dacă ne dorim să readucem parte din ei înapoi în România, o să-i putem aduce doar economic. Sau tot economic. Nu putem vindeca boala decât cu microbul. Bun, și cum am putea să facem lucrul ăsta? Adică ce? La nivelul guvernului trebuie create programe care să sprijine aceste categorii de muncitori români din afara granițelor. De exemplu, dumneavoastră aveți peste 25 de ani în Franța. Câți români 30. Care... 30. Am zis peste 25. Câți dintre românii pe care îi cunoașteți dumneavoastră din marea comunitate românească din Franța s-ar întoarce în țară dacă, nu știu, dialogul ar fi mai bun, dacă programele ar fi mai țintite, mai bine gândite? Câți dintre cei cu care ați vorbit? Nu v-aș putea spune, dar pot să vă spun un lucru, că niciunul dintre ei nu și-a uitat țara din suflet. Și ăsta e mare lucru. Și cum păstrează ei conexiunea? Că iarăși aici o discuție, îi vedem venind în vacanțe în țară, frecvent și așa mai departe. Dar să știți că cel puțin cei din Europa, acum nu toți, dar o mare majoritate vin măcar o dată pe an în România. Marea majoritatea lor mai au o casă în România. De aceea, când am spus că nu sunt români din afară și români din interiorul granițelor, este că cei din afară au și casa în România, casa de acasă, pe care o întrețin, așa cum spune domn profesor, unde reinvestesc bani, crește bugetul României, cresc taxele, valoarea adăugată pe materiale, pe ceea ce se întâmplă, pe ceea ce se derulează. Și, mă rog, toate industriile conexe, de exemplu. Să știți că românul, din punctul meu de vedere, nu este plecat de acasă. Este exportat oarecum, dar el cu gândul este tot acasă, familia o are acasă, bunici, părinți pe care îi sprijină, pentru că altfel sistemul de pensii încă nu acoperă cheltuielile pensionarilor din România. Din păcate, și sigur, putem discuta... De exemplu, știu că activați în Franța în domeniul construcțiilor. România a evoluat mult pe zona asta de construcții în ultimii 20 de ani. Spre că s-a construit foarte mult. Cererea încă e și mai mare decât s-a construit. De multe ori, antreprenorii din țară se nevoie să apeleze la forță de muncă non-comunitară, extracomunitară. Chiar știm că în fiecare an guvernul aprobă un contingent din ce în ce mai mare. Înțeleg că și pentru 2023 gândit tot un contingent de vreo 100.000 de euro. Românii care lucrează, că bănuiesc că lucrează cu românii în Franța, s-ar întoarce în țară să lucreze în același domeniu? Sunt români care se întorc în țară și lucrează în același domeniu, în construcții. În Franța, pe care eu i-am cunoscut și îi cunosc, sunt și nu sunt puțini. Dar aș veni cu o altă informație importantă pentru constructori din România. În Italia, Spania, un om care lucrează în construcții câștigă mediu 1100-1200 de euro pe lună. Să știți că constructorii din România plătesc acest salariu în România. Da, se apropie de... Da. Se apropie și... aici poate mai trebuie să ajutați. Tot guvernul ar trebui să intervine constructorii din România ca să poată readuce această români. Forță de muncă, da. Pentru că
și pe cei pe care îi importăm din alte țări, să știți că nu ne costă mai puțin, sau dacă ne costă mai puțin, este nesemnificativ. Oricum, sumele pentru lucrătorii extracomunitari plătite sunt destul de serioase și procedura este una destul de complicată și destul de complicată și nu puține au fost incidentele cu acești lucrători care au și o barieră culturală dincolo de cea de, dar și de limba. Înainte de toate și de toate problemele economice, statul român este dator să sprijine românul oriunde s-ar găsi el, pentru că vine în sprijinul cetățeanului. Dacă este cetățean român, este de datoria noastră. Și trebuie să ne asumăm. Cum ar trebui să comunice statul, spre exemplu, cu acești oameni plecați în afara țării? De exemplu, prin reprezentanții pe care îi are acolo, da? Nu știu, ambasador, consul, cum așa. Dar cum face lucrul ăsta, spre exemplu, nu știu, sunt țări care au, de-a lungul zecilor de ani, au pierdut, pun în ghilimele, oameni, care au ajuns să-și deschidă acolo în țările respective posturi de radio, site-uri, etc. Adică au mers la un alt nivel în direcția asta. Noi sprijinim media românească din afara granițelor cu granturi nerambursabile, cu proiecte nerambursabile. Face acest lucru Guvernul României. Bun. Ar trebui să vedem mai mult, nu, domn profesor? În sensul ăsta. Adică... Și acum aș vrea să completez... Foarte important este să-l sprijinim pe român în ceea ce își dorește. Adică să nu venim cu reguli de tipul sprijinim oameni care vin în România. E foarte frumos, e minunat, dar trebuie să-l sprijinim și pe cel care a ales să trăiască în Italia. Pentru că este tot român. Și să păstrăm vie legătura cu el. Este foarte important. Pentru că mai devreme sau mai târziu s-ar putea să fie unul dintre românii care trăiesc în România. Știți că câteodată am auzit discuția asta aici, în interiorul țării. Domnule, discutăm prea mult despre ajutorul pe care ar trebui să-l primească românii din afara țării, că e discriminare, că am auzit discursul ăsta. Știți, rostit de unii. Chiar, mă rog, oameni publici spun întreaba asta, făcând această diferență. Avem răspunsul. 5 miliarde de euro intrați prin bănci în România... Ce dăm înapoi? Da, câți oameni e? Mă refer la oamenii obișnuiți, dețin această informație. Și știu aceste sume și pot face aceste analize. Adineauri a spus că media nu e destul de prezentă din afara granițelor. Haideți să-i ajutăm din interior. Domnul profesor, dumneavoastră simțiți această discuție în România, că se acordă, chiar la nivel așa de discurs public importanță, diasporei? Ați auzit români spun întreaba asta? Domnule, discriminare? Vorbim prea mult despre avantajele diasporei. Noi avem în politica românească un stil care depreciază esența și sensul ideii. Folosim prea mult cuvinte care se depreciază în timp. Uitați-vă cât de des se folosește acum la nivelul oamenilor politici această nevoie de a fi aproape de diaspora, dar în fapt nu se face nimic. Da. Noi avem nevoie. Suntem una dintre, poate, ultima țară din Europa care nu are o strategie a dezvoltării. Noi avem nevoie de o prioritizare a obiectivelor în viitoarea perioadă și să renunțăm la această încercare de a rezolva probleme conjuncturale de moment. Facturile, fel de fel de lucruri care apar așa, pensiile, PNRR-ul cu 9,4%, adică noi facem niște discuții pe teme care sunt punctuale, câteodată nu sunt nici măcar importante. Avem nevoie de o prioritizare a obiectivelor dezvoltarea României pe termen lung. După părerea mea, primul obiectiv este problema demografică. România pierde foarte multă populație, se depopulează practic, își pierde esența pe care o are ca forță, ca dezvoltare, și atunci trebuie ca să includem în această problemă a demografiei și migrația. În sensul în care am putea să mai atragem în țară, sau am putea să sprijinim dezvoltarea în țară prin folosirea migrației ca o forță de promovare a intereselor României. Vedeți, acum noi discutăm despre Schengen. Și a apărut o problemă care era evidentă, dar noi nu o discutam. Și anume că din cei 30 și ceva de europarlamentari români, vreo doi doar, așa, au avut inițiative în legătură cu Schengen. Restul nu au făcut nimic. Ce înseamnă asta? Că acolo și în alte părți trimitem oameni care nu sunt implicați în jobul pe care îl au.
Discursuri am tot văzut despre Migrația poate să fie o forță foarte importantă. Nu trebuie neapărat ca un om care are succes în Italia să-l aducem în țară. Trebuie să-l facem, asta e părerea mea, trebuie să facem acolo un promotor a ideii de ceea ce este România, de capacitatea românilor, de forța lor, oriunde ar fi, de calitatea lor ca oameni, ca intelectual, ca orice. Uitați-vă ce lucru s-a întâmplat acum în lume. Un lucru care, mă rog, se zice că este Obama 2, dar e cu totul altceva. Primul ministru al Marii Britanii. Noul prim-ministru. Noul prim-ministru al Marii Britanii. Este indian. Nu? India câștigă foarte mult ca imagine prin asta. Fosta colonie de în urmă cu sute de ani. Da. Mă rog, nu discutăm lucrurile astea pentru că sunt foarte sensibile. La ei sunt depășite oricum. Dar faptul că un indian naturalizat, mă rog, de mare capacitate, că altfel n-ajungea unde era. Foarte tânăr. Da. Ajunge să conducă Imperiul Britanic. Pentru India este un lucru care se poate lua în seamă ca tezauri de oameni, de capacități, nu? Așa și la noi. Am auzit că avem români care sunt prin consiliile locale, au fost aleși, așa e, sunt niște... Avem români de mare succes în toate țările lumii. Exact. De ce nu-i aducem și noi în țară la televiziune să vedem cine sunt? Să vedem și noi. Nu sunt numai căpșunari. Foarte bună întrebare și să știți că noi ne-am propus pentru anul viitor, așa este, ne-am propus pentru anul viitor Departamentul Românilor de Pretutindeni să selectăm români de succes, să-i invităm în România, să-i facem cunoscuți în România prin intermediul, bineînțeles, televiziunilor și nu numai. Sigur că sunt foarte multe de făcut. Domnul profesor a spus foarte bine că trebuie să sprijinim pe om acolo unde se regăsește el, să nu impunem nimic, suntem parte din Europa astăzi, trebuie să fim bucuroși și fericiți de acest lucru, pentru că este una dintre marile realizări ale României, să facem parte din comunitatea europeană. Dar, totuși, noi români, fiind în sufletul nostru, ne-am dorit românii să trăiască în România. Uitați, înainte de a intra în platoul emisiunii astăzi, știți că aveam această discuție legată de tinerii români, copiii celor care sunt stabiliți de multă vreme în afara țării și că s-a născut un fenomen foarte interesant. Copiii acestor familii de români ar cam vrea să studieze în România. Bun, ok, părinții lor, clar, mulți dintre ei au devenit cetățenii acelor țări, dar copiilor se uită cu foarte mult interes spre universitățile din România și și-ar dori să studieze. Motivațiile sunt diverse. Poate e mai ieftin, poate mulți dintre ei nu stăpânesc atât de bine limba română. Mulți dintre ei sunt români. Okay. Cursuri, de aici plecăm. Cursuri de limba română pentru acești copii. Așa este. Acești copii, parte din ei vorbesc mai puțin bine limba română, datorită faptului că părinții, din dorința de a integra acolo unde trăiesc, și acasă vorbeau în limba țării unde respective. Se... Exact. Și am început să cultivăm un alt trend, dacă vreți așa, de a se vorbi în casele românilor limba română, oriunde s-ar găsi. Și aici, în primul rând, cel mai important rol îl are biserica. Biserica încurajează părinții să vorbească acasă în limba română cu copiii, pentru că limba adoptată o vorbesc la școală și se regăsesc copiii între ei, ușor intră în comunicarea unde se găsesc cu colegii lor. Extraordinar să păstrăm identitatea limbii române și aș vrea să vă spun că în bisericile românești din afara granițelor, mai mult decât în România, oamenii se duc la biserică în straie populare. Lucru extraordinar. E un lucru foarte frumos. De exemplu, apropo de întrebarea mea de mai devreme, dăm burse pentru tot felul de situații. Burse pentru acești tineri care ar vrea să studieze în România. Acordăm ar burse. Putea fi un... Acordăm burse. Le-am și în acest an, printr-un proiect de lege, s-au echilibrat cu cele din România, pentru că erau doar la 70%. Cum primesc aceeași bursă ca și studenții români.
Bun. Da, statul român oferă burse românilor care vor să studieze în România. Domnule Cârciu, ajungem la un subiect delicat, pentru că sunteți secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, când vorbim despre felul în care ne promovăm în afara țării, și domn profesor, de multe ori a vorbit aici despre aceste târguri internaționale, căs de turism sau de altceva, de multe ori imaginea pe care am arătat-o noi acolo a fost una jalnică. Are sens să mai discutăm acum, să mai aducem exemple? Cârpa Neagră, pus niște fotografii acolo. Nu le mai, nici nu reluăm imaginile. Știți, mi-aș dori să trecem peste acest tip de critică și să construim pentru viitor. Trebuie să ne asumăm fiecare în locul lui, acolo unde se găsește, și noi suntem conștienți la... Aceste târguri sunt un instrument util de promovare. Este. De ce ratăm mereu? De ce credeți că ratăm aproape mereu în astfel de momente? Dezinteres. Din partea celor care sunt în măsură să o facă. Cum puteți corecta? Sau, nu știu. Cu toții putem corecta câte ceva, trebuie să ne dorim înainte de toate. Și așa cum eu am o discuție la departamentul de colegii, și sunt lucruri care nu depind de noi sau nu țin de noi. Și eu le spun, tot ce se întâmplă în afara granițelor sau românilor li se întâmplă în afara granițelor, țin și de departamentul românilor de pretutindeni. Și acolo unde nu avem soluții, facem o scrisoare organelor abilitate sau Ministerului Abilitat și cerem sprijin să ne ajute. Împreună, eu cred că putem puncta și putem ajunge acolo unde ne dorim. De exemplu, apar tot felul de situații de criză. Nu știu, am văzut o companie aeriană care și-a lăsat... acești oameni care încercau disperat să ia legătura cu autorități, consulate, ambasade și așa mai departe. Câteodată, și destul de des, vorbesc despre deficiențe destul de serioase de comunicare. Câți oameni aveți, de exemplu, în acest departament atunci când vorbiți cu... Chiar și în situații de-astea punctuale de criză, nu neapărat pe programe care se întind pe perioadă lungă. Avem un serviciu de comunicare care numără 4 oameni doar. Și spun doar pentru că ar trebui să avem mai mulți ca să reușim să ținem legătura cu toți românii din afara granițelor. Aparatul nostru încă nu este la nivelul la care ar trebui să fie ca și număr de angajați. Avem 79 de angajați. În aceste momente suntem la Camera Decizională cu un proiect de lege să implementăm centre comunitare în afara granițelor prin Departamentul Românilor de Pretutindeni. Dorim să implementăm 10 centre imediat și sperăm să și reușim. Să și reușim în ideea să venim în sprijinul românilor acolo unde se găsesc. Adică să avem ochiul în teritoriu, să putem interveni imediat problemelor care survin românilor acolo unde se găsesc. Eu sunt convins că Guvernul României astăzi, de altfel și avem în programul de guvernare un punct acolo unde scriem că guvernul sprijină românii din afara granițelor și cred că o face serios astăzi guvernul României. Vorbeați despre aceste întâlniri pe Zoom cu reprezentanții diverselor asociații ale românilor de din afară. Dar o comunitate mai largă, știți, nu știu, pagini de Facebook, mă gândesc, site-uri dedicate unde oamenii să ia legătura cu dumneavoastră mult mai direct, nu neapărat prin reprezentanți. Noi avem un site al departamentului, avem o platformă care vine în sprijinul site-ului, acolo unde orice român din afara granțului, nu numai, chiar din interior, se poate adresa. Și cât de actualizate sunt lucrurile acolo? Acum suntem la început de drum, în acest punct, cu platforma. Destul de actualizată. Avem pași serios și continuăm să o îmbunătățim. Lucrăm la un program serios. Bun. Așa cum spuneam și la un moment dat în emisiune, peste o lună și puțin, Ziua Națională a României. Ce proiecte aveți în direcția asta? Noi finanțăm proiecte nerambursabile pentru organizarea Zilei Naționale a României în toate țările acolo unde avem comunități mari. Dați-ne câteva exemple. Italia, Spania, Germania, Franța, Marea Britanie. În plus de asta o să facem acolo unde nu o să avem organizat de o asociație mare sau mai multe asociații împreună Ziua Națională a României, să facem proiect propriu din partea departamentului și să realizăm Ziua Națională. Ce formă? Împreună cu ambasadele, consulatele pe care le vor îmbrăca aceste proiecte acolo?
dedicate Zilei Naționale? Formă de sărbătoare, bineînțeles. Domn profesor, mâncare tradițională? Nu mâncare știu tradițională, port tradițional, muzică, cântec românesc, artiști, ceea ce invitați? Se întâmplă de fiecare dată la Ziua Națională, oriunde ne-am găsit. Pare de vreme să vorbim despre asta acum în octombrie, domnule profesor, dar ar trebui, nu, să pregătim un astfel de moment mai din timp. Ce moment? De exemplu, în afara țării. Ca să ne simțim un pic reprezentați. Eu nu prea sunt de acord cu această viziune asupra unor momente. Cred că trebuie să avem o permanență. Momentele astea sunt festive, prea la toată lumea, câteodată sunt prost organizate, în sensul în care, spre exemplu, vizita președintelui României în Statele Unite s-a bazat pe un contact cu diaspora la invitație, cu invitații nominale, ceea ce n-a fost când trebuia să fie. Cred că ar trebui să fie o permanență, în sensul nu unor sărbători, ci a unor mențineri, unor legături foarte puternice între diaspora și ceea ce se întâmplă în țară. Ce se întâmplă în țară? În țară se întâmplă foarte multe lucruri. Diaspora trebuie să fie interesată de asta, pentru că au rude aici. Poate unii au viitorul aici. Deci, dacă e să vorbim cu oameni care au avut succes în diaspora și să-i cunoaștem și noi, eu n-aș chema, așa cum se întâmplă acum, în primul rând, oameni de afaceri. Cei care au avut succes, citeam azi o știre care e sigur exagerată, băiatul unui fost boxer a devenit milionar la 18 ani în Canada, aiurea. Problema este legată de faptul că această legătură permanentă trebuie să se bazeze pe un lucru foarte, foarte clar, și anume că statul român îi consideră pe acești oameni cetățeni români. Absolut. În sensul că îi protejează, da. E interesat de viitorul lor și, lucru cel mai important, alocă bani resurse pentru această activitate. Resurse de toate felurile. Mergem în pauză și ne întoarcem. Miezul problemei Național TV, ne-am întors. E interesantă și în pauza de publicitate, să știți, discuția despre ce poate face statul pentru a ajuta românii din afara țării. Așa cum spunea și domnul secretar de stat, sunt români, nu români din afară, români din interior. Cel puțin așa ar trebui la nivel de strategie să gândească statul. Apropo de strategia pentru românii de pretutindeni, știu că gândiți așa și într-o manieră europeană lucrurile, nu? Aveți în minte un proiect. Avem un proiect european care îl derulăm în acest moment și lucrăm la strategia departamentului pentru români de pretutindeni. Sperăm până anul viitor, în iunie, să reușim să-l punem și pe masa guvernului. Ce presupune această strategie? Așa, dați-ne puțin din interior. Cum ar trebui sprijiniți nevoile românilor, câți români avem în afară, toate aceste lucruri de care am discutat în timpul emisiunii. Deci, practic, are și o latură statistică acest proiect. Categoric. Nu știm. Categoric. Nu avem date. Avem date, așa cum am spus-o de nenumărate ori, de la Ministerul de Afaceri Externe. Avem o cifră care spune că avem 5,7 milioane români în afara granițelor. 2020 decembrie. Oho, de atunci lucrurile... Se pare că lucrurile au mai mișcat de atunci și mai mult decât atât, asta vorbim de cifra oficială a statelor care îi numără acolo unde românii sunt. Au adresă, așa mai departe. Acolo nu intră cetățenii din statele unde trăiesc. Pentru că dacă sunt cetățeni și au renunțat la cetățenia română, nu mai apar în statisticele statului cazul Spaniei, care nu, românul în Spania, dacă este cetățean spaniol, nu poate fi și român. Da, sunt țări care nu permit dubla cetățenie. Japonia, de exemplu, da bine acolo fenomenul, să spunem că... Da, Spania este un exemplu... Cu o comunitate mare românească. Da. Da. Pierde mulți cetățeni și în felul ăsta? Din ce știți? Din cu siguranță pierde mulți cetățeni. Și s-ar putea și alte state cetățenii, de exemplu și Franța, cetățeanul francez să nu numere român. S-ar putea să numere francez. Adică în Franța e mai delicată situația, pentru că Franța numără 106.000 români. Credeam că este o comunitate mai mare. Ceea ce este aberant. Franța număra neoficial 106 și încă 300 de mii în 2007, când încă România, românii nu aveau drept de muncă în Franța.
Deci de atunci valul migrației economice s-a dublat. Deci și, practic despre comunitatea românească din Franța putem face acum numai estimări. Adică nu avem cifre. Avem o cifră, 106.000. Cifrele sunt estimarea este 700.000. Și cum sunt reprezentații acești oameni atunci când au o problemă, de exemplu, nu? Dacă e aparat în număr atât de mic în statisticile franceze. Haideți că sunteți acolo. Mi-a spus o întrebare care n-aș fi dorit să o discutăm astăzi și e mult mai lungă. Nu prea sunt reprezentați, din păcate. Sau noi reprezentăm atâta cât putem noi astăzi din partea departamentului. Ce probleme specifice sunt, de exemplu, în Franța? Consulatele se ocupă mai mult de eliberarea de documentelor. Da. Ambasada se ocupă mai mult de diplomația românească din statele respective. Sigur, problemele sunt nenumărate. De exemplu, cei din comunitatea românescă din Franța, cu ce se confruntă cel mai des? Păi, lucrează, nu-și primesc salariul. Sunt angajați la diferiți angajatori și asta este cea mai uzuală, dacă vreți așa. Acolo ar trebui cineva să se poată adresa undeva acești oameni. Au nevoie de de documente. Astăzi, în Franța, programarea este 3-4 luni. Atât sigur, de asta și datorită... Da? Asta și datorită, și nu numai în Franța, să știți, este mai... multe state din Europa. Și datorită faptului că nu mai avem taxe consulare. Lucru care, iertați-mă, nu este normal. Putem scuti anumite persoane de taxe consulare. În anumite cazuri de nevoi. Dar să nu fie taxe consulare, românul din România plătește taxe de pașaport, trebuie să plătească și cel din altă țară. E o chestiune de normalitate, să știți că românii nu i-ar deranja, dar să aibă și serviciu mai reactiv. Adică să nu vină să-și depună actele pentru pașaport, să-l primească peste 5 luni. Bine, momente de genul ăsta au fost și în interiorul țării, când, nu știu, eliberarea unui pașaport dura, dar lucrurile da. s-au reglat da. Repede. Mi-am spus că una dintre marile probleme este anularea taxelor. Pentru că consulatele au nevoie și consulatele au nevoie de finanțare, de venitul și prin propriu. Încasarea unor taxe s-ar putea autofinanța, de exemplu. Nu știu, e o discuție astăzi. Nu se mai să reintroducem sau să introducem taxe, dar din punctul meu de vedere este o anomalie, anormal. Cu siguranță trebuiesc găsite forme de scutire de taxe unor oameni care au probleme acolo unde sunt, care sunt nevoiași, care trebuie sprijiniți. Simțiți că schimbarea clasei politice, de exemplu, ar putea fi un punct care ar, nu știu, determina revenirea unor români în țară? Am auzit de multe ori treaba asta. Dom'le, dacă ar fi alți politicieni la București, din gura celor care sunt de ani de zile, cred că dialogul și sprijinul care îl putem aduce românilor acolo unde se găsesc îi poate, le poate schimba această optică sau dorința de a reveni în țară. Nu, clasă politică, pentru că dacă oriunde clasă politică, peste tot în lume este blamată. Absolut peste tot în lume. Nicăieri, nici francezi, să știți, nu o să spună, suntem mulțumiți de clasa politică. Emmanuel Macron chiar a avut niște momente delicate pe la mitingurile peste tot în lume și am enumerat adineaure Marea Britanie, putem discuta despre America, despre orice alte țări puternice din lume care se confruntă cu aceleași probleme din acest punct de vedere. Uitați, ați vorbit despre și a vorbit și mai devreme domn profesor despre Marea Britanie. Eu și din Uniunea Europeană. Lucrurile sunt și mai complicate pentru iarăși o altă mare comunitate românească din afara țării. Cea din Marea Britanie. Da. Sunt britanici acum care regretă, dar mă rog, faptul este consumat. Ce se întâmplă cu românii noștri de acolo? Îi simțiți că au început să plece din Marea Britanie? Nu, au românii din Marea Britanie nu. N-au început să plece din contră, dacă vreți așa, cred că sunt mai mulți decât erau cu 2 ani în urmă, când erau încă în Comunitatea Europeană, Marea Britanie. Pentru că e vorba de economic, de câștigul direct. Da, e o economie direct. Puternică, da. Așa este, o economie puternică, lira puternică și asta atrage forță de muncă. Nu suntem mai puțini. Dar din punct de vedere al reglementărilor și drepturilor acolo? Deocamdată eu cred că nu se confruntă cu alte
sau cu complicații în acest sens. Adică cu chestiuni care să fi venit după Brexit suplimentar. Nu. Da. Mulțumim mult, în primul rând, pentru disponibilitate, domnule secretar de stat pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Vă mai așteptăm alături de noi. Cu drag și, așa cum am mai spus-o, este de datoria noastră să-i sprijinim pe români, să fim acolo unde au nevoie de noi. Absolut. Și cred că aici la dumneavoastră aveți nevoie de reprezentanții statului român, cei care reprezintă românii din afara granței. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru analiză ca de fiecare dată. Nu plecați, urmează jurnalul de seară la Național TV. A fost miezul problemei. Noi ne vedem din nou mâine la aceeași oră. Toate bune!